Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din BIMNG. În acest episod o să facem ceva destul de șmecher, ceva ce nu am mai făcut până acum de când am această serie și jocul, bineînțeles. Voi vrea să calc două mașini. Am ales Dacia Logan pentru că m-am gândit că ar fi destul de tare. O vom călca cu un Monster Truck. A, s-a dus lagul aparent. Nu pot să le opresc eu motorul. Nu știu cum să le opresc motorul. Și dacă vă întrebați, eu sunt răgușit și... Gata. Am lăsat căștile la încărcat. Am dormit, m-am trezit, de asta am și vocea asta. Era 2:30. M-am culcat mai devreme că eram obosit. Și cam atât cu povestea asta. Oh my god. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place această serie și vreți cât mai multe episoade. Am să fac web, că tot am făcut live, m-ați văzut cât de terminat sunt. Adică, bine, știu că sunt terminat, dar acum sunt și răcit, corect? Corect, să mor haterii. Bun, nu știu acum, cred că e prea mică mașina, dar eu mai am un Monster Truck, nu știu dacă va urca. Cred că o să împingă mașinile în spate, dacă nu văd eu îmi fac o rampă ceva și bam, dau pe ele. O să-mi iau puțin avânt, de aici ajunge. Da, cum am spus. Asta, na, că m-am și blocat. Le dă, ia, stați așa. Că mai am eu un Monster Truck. Dacă nu, trecem pe altceva. Asta e Bigfoot. Picior mare. Deși are picioare mașina. Dar da, este ok. Pare mai mare. Ok. E și mai lată. Dacă nu vedem noi ce facem, cum facem. Asta merge! Bine, să râd și să dușesc în același timp. Nu e cea mai bună combinație. Suntem cu mașina! Fii atent. Mă, ce șmecher. Daune. Bine, problema e că mașinile astea nu se strică, frate. Sunt mașini modate și problema la ele este că nu se fărâmă, cel puțin Dacia asta am făcut crash test-uri pe aia. Am făcut pe toate chestiile posibile, frate, de bea se strică. Nu știu, pur și simplu are așa o problemă, aș putea spune, și nu merge. O să luăm mașinile astea because fuck the police. Eu n-am nicio treabă cu police, știi? Da, ia, merge să-i pornești viitoarea aia. Mama știe pe ce să clacsonezi aici, mă. Îi rup oglinda. Oglinduță. Ok, nu merge. Gata. Dar sunt prea apropiate. Voi mai pune una. Să punem 3 mașini de poliție. Și mi-am downloadat niște hărți. Au băgat acum o chestie foarte ușor să poți să-ți downloadezi. Înainte era puțin urât, dar acum e destul de șmecher, deci e șmecher. Bă, și e prima oară în viața mea când port un tricou galben, frate. Băi, nu, apropo, nu uitați, dacă vreți cuțite din CSGO, fiți atenți la nebunia asta. Cât de șmecher e, e și imens. Stai, cum se ținea, frate, pe exterior. Așa. E șmecher, e imens cuțitul. Și primești de asta. Tex, e din lemn. No, deci așa, aveți un link în descriere pentru cuțite dacă doriți. Am schimbat numai în butterfly. Bine, eu l-am și pe ăla pe mobilă. Dar ca fapt divers. Ups, scuze boss. Police Department. City of Fearwood. Cui trebuie o grindă, mă? Because fuck the police. Corect? Corect. Bun, sunteți gata! Mașina asta e puțin cam distrusă. Și puteai să fac ceva. Ia stai așa. N-am apăsat bine ce am apăsat. Insert. N-au parking brake, v-am uitat. Gata. Bun, sunteți gata? Dacă sunteți gata, nu uitați să apăsați butonul de like.
Ce nenorocit sunt să strâng mai multe like-uri. Bă, de ce e apă sub apă? Mamă, mi-amintește de rast. Bun, și ne vom lua viteză. Și... camera! Și... Allahu Akbar! Oh, fuck! Oh, nu mă așteptam la rezultatul ăsta. Mă așteptam să vin și cum au ele botul așa, pur și simplu să mă arunce peste. Ceea ce mi s-ar părut mai logic, știi? Nu asta. Oh my god. Fii atent că nu mai iese. Daune. Ia, dacă eu eram șofer și se întâmpla chestia asta, era ok. La mașina asta, dacă eu eram șofer, trebuia să las capul în jos să fie ok. Dacă eu eram șofer, probabil aveam un plafon în cap. Dar nu e problema. Acum vom urca încet. Dar nu cu monster truck-ul. De ce? Pentru că este o mașină ușoară. Vom urca cu un dumper. L-am downloadat și pe ăsta special pentru acest clip, evident. Băi, dar n-avem rost la dumper, nu? Nu se poate. Băi, adică mie chiar îmi făcea plăcere, știi, să văd roțile, frate. Așa nu. Ia, hai să încercăm noi să-i schimbăm roțile, poate merge. Ar fi la front suspension, front wheels. Sport. Asta sunt ale mici. Da, nu merge, din păcate. Fuck! Nu l-am testat, sorry, my bad. O să încercăm să ne urcăm cu... What's mal? Yo, uite, bă, avem chestii de-astea. Avem și rampă. Mama, asta e chestii de-aia, urci și după se dă așa. Kick plate. Nu. Pe mine mă interesează monster truck-ul ăla mare pe care l-am downloadat eu mai acum, uite-l, Ford Replace Current. Încercăm cu asta să urcăm, adică Loganurile alea să zici că aveau botul așa prea lifted, prea ridicat, dar astea poate merge. Bă, s-a stricat suspensia pe spate. Nu, dar dacă ți-a apăsat space... What? Nu înțeleg. Bun, hai să vedem ce se întâmplă. Bă, n-are mă parking brake-ul. Hai că urcă. Am urcat. Nici măcar nu se întâmplă ceva. Ce shit. Come on. Dar cred că o pot face să se întâmple ceva. Da, îmi iau puțin avânt. Nu. Am uitat să apăs un buton așa. Bă, e oglindă. Nu vreau să urc eu. Urcă. Bă, fii atent. Nici să urce nu poate mașina asta. Păi monster truck, frate, dar nu faci tu deloc. Unde era mai aia, mă? Să lași în greutate pe mașinile alea. Bă, dar fii atent cât de leneșe e mașina asta. Du-te, frate. O să vreau să fac un accident frontal. Am o mașină lată, am un tir. Îmi voi lua un tir. Am și tractorul ăsta, dar nu urcă. Ia, asta de armată, dacă intru cu viteză în ele... Nu! Am dat la altceva replace. Well, îmi face plăcere, că nu-i nimic aici, gen. Chiar nu-i nimic sau...
Vreau să intru acolo să văd dacă e ceva. No, perfect, bun. Se și răstoarnă ăsta. De Gavril ăsta. Luăm pe ăsta de ciment, gen care e mai greu, cred eu, așa, după mine. Și mai și rapid. Să zicem că e un blocaj, știi, al poliției. Cum au ăștia, așa se pun. Nu știu, să zicem că se pun așa, de exemplu, da? Frână de mână trasă, frână de mână trasă. se pupă acolo, știi? Și o să-mi iau eu viteza să vin de sus, de pe deal. Și o să facem noi un crash test de ăsta, să vedem ce se poate întâmpla dacă vă luați un tir și vedeți în față un blocaj al poliției, un roadblock. Îmi place numărul de matriculare acum, că spune numele de pe Steam. Hai, dă-i, 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 dă-i. Ce face chestia asta? Ah, lol. Ok. Bă, dar e mare mapa. Oricum o să pregătim ceva special cu seria asta în următoarele zile, veți vedea despre ce vorbesc. Și o să fie și maker, mai ales mapa asta o să se potrivească la fix. Să vedeți și voi ceva și maker. Și eu. De asemenea. Bun, și acum. Da, nu. Cum făceam, frate? Aha. Ca să dau mult mai încet timp. Sunt un eșec. M-au mai spus că sunt un eșec. De eu n-am crezut. Ok, hai că mergem. Avem destulă viteză. Destulă viteză! Tu nu 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 nu. Așa, ca să am timp să mut camera. Bă, dar e nasol că nu pot să depărtez. Accelerăm! Sunteți gata? Mai trebuie să așteptăm un pic. Sau nu? Pam, pam, pam. Pam. X100 minus. Toată puterea înainte și... Oh, ho, ho. Mătea filtru pe acolo, frumos. Păi eu cu ăsta trec, n-am treabă. Ce poliție, bă, plecați de aici. Mamă, s-a auzit un puf, ies. A băbuit și eu. Am capotă, am luat o suvenir. Bun, deci cam asta se întâmplă, știi? Ce se întâmplă dacă cad cu mașina asta de pe pod? Bă, am ceva acolo. Au rezervorul? Sau... probabil. Ciobanul e pe câmp. Ciobanul e pe câmp. Mașina este distrusă. Ciobanul e pe câmp, dar încă merge. Deci poți să mai urmărești pe cineva cu ea. Bine. Kind of. Bă, frână, frate. O să vreau să iau mașină să merg pe podul ăla, să văd care-i treaba cu podulețul acela. O luăm pe aia pe care, cu care făceam noi drifturi atunci. Zicea cineva că e hill climb, adică, bine, după nume, știi? Că te urci cu ea pe munte. Băi, după nume, la prima vedere, da, probabil. Dar aspect, oricine poate să confirme că chestia asta nu e de off-road. De ce? Bara asta,
o chestie dacă era o pietricică, s-a dus. Și la fel și spatele ea. Deci e mult prea lăsată pentru off-road. Probabil hill climb, pe drum urci. Că bă, că se înfige ca lumea. Dar off-road niciun caz, mașina asta nu e de off-road. Sper că și aici de să atingă. Nu. No. Bă, ca să ajung la podulețul ăla, pe unde trebuie să iau eu? Bă, deci mapa e gigantică. Bă, ce am apăsat? Nu știu unde mi-e mouse-ul. Asta e problema, să ai mai multe monitoare. Uite. Bam. Directă de pe Cogealacă. Uite ce frumos e pe acolo. Gata, bara, no. Off-road, a? Te urci pe munte cu ea, hă? Ok, în fine. Lăsăm asta. Uite, o luăm noi pe aici. Un tunel acolo, bă, ce șmecheră e mapa asta. Nu! Îmi place că are un fel de rewind, știi? Și poți să-ți dai mai departe. Și apropo, dacă mă întrebați, gen, mi-am scos cablul de la căști, dacă mai aud, sunt căști wireless. În caz de avem mica dilemă de a nu înțelege chestia asta. Mă enervează căștile cu fir, deoarece, băi frate, când te miști, parcă se aude tot în casca aia. La orice căști am avut, și am avut câteva perechi bune, și scumpe, și ieftine, și mai scumpe, și mai... Mamă, nu mai știu, bă, cât avem la oră, mă, 5.000? Aflăm imediat. Și la fiecare am avut problema asta, nu suport alte zgomote. Da, nu putem să... Nu suport alte zgomote, pur și simplu, așa sunt. Ia, ce se întâmplă când atinge solul? Marinică, zburătorul. Bam. Bară față dusă. Nu numai bara. Și încă zburăm, oameni buni. Eu îmi fac poze de thumbnail-uri. Pe viitor, cine știe. Scuzați zgomotul, dar mereu apăs altceva. Îi dau în față, îi dau un copac. Nu prea am nimerit copacul. Nu știu ce să zic, dar... nu prea am nimerit pomul. Și asta e, ce-o fi, o fi, știi? Cu Dumnezeu înainte. În apă de bea cade, văd. Eu sunt mulțumit. Vreau să intru în copacul ăla, mă. Ah, stai că e timpul. Ba, mă, scuzați-mă când apăs așa, nici eu nu suport. E că apăs imediat W. Și de-aia face așa. Nu să mă mai bușesc aici, adică nu să mai sar, încetinez. E ok. Cred că sar direct în el. N-aveam nevoie de spoiler. Oh, bă, șterpelește pe toată. Și mă duc în copacul ăla altul. Da, îmi fac poze, n-are nimic. Adică așa îmi fac thumbnail-urile, ați văzut și voi. Nu mă învinuiți, nu-i vina mea când prind o scenă și mecheră că fac poze. Gata. Dan, Mr. Lova, Lova. O vom lua noi pe aici. Mamă, ce drum. Și ca unde a fost și cu drumulețul nostru. Mamă. Chiar trebuia să dau acolo repair. Bun. Mă, băieți și fete și copii, bunici, căței, pisici, toate cele, eu vă las aici cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați, nu, așa exact, nu uitați să apăsați butonul de like dacă mă mutam mapa, e frate.
să apăsați butonul de like pentru cât mai multe episoade din BIMNG. Așa se numește jocul BIMNG, dacă nu știați. Nu are niciun logo, nu are niciun logo. S-a dus. Bun, noi ne vedem data viitoare și baftă! Pa, 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 pam!